Vă amintiți cum erau nunțele aici la dumneavoastră în Chintea, că mi-au să sunteți băștinașa? O, Doamne, la noi așa a fost de fain când se făcea un uspăț. Păi nu, o fată mere la joc cu ficiorul, pune ochii pe el și apoi ședecuie, cum să zice, o pe țeu, petrece acasă. Nu, și apoi ajungeau la înțelegere și programau să facă uspăț. Deci, practic, acolo la jocul satului se întâlnea ficiorul cu fata. Acolo, și apoi dacă juca două, trei jocuri, no, pe la ăsta e dragă, no, a ăsta umblă după ea, no, așa era povestile. No. Jocurile se făceau duminica, cum se făceau aici? Duminica, după masă. Da, da. Și în sărbători. Și apoi, nu, ajungeau la înțelegere, de apoi vineau părinții ficiorului să o ceară pe fată. Și apoi programau pe când, apoi și chemători, chemătoare, taroste, nanașii. Și pe când, nu, fac uspăț, pe făcea mâncările acasă, atunci a socăciță, făceau pături, nu era mașini și de alea, mă, cu tăiaia cu cuțâtul, niște lășcuța, pe care și de care mai mărunt, eu lăie, așa e o mare. Și apoi, seara, sâmbătă, seara, se făcea chiperi. Așa îi zicea. Chiperi. Chiperi. Mereu fetele care erau chemătoare și toate fetele și piciorii, mereu la înșură la ficior și jucau și le da jinar și colac și nu. Și pe duminică dimineața se sculau și mereu toate fetele care erau chemătoare, câte 4, 5 chemătoare, 6, depinde câte veri avea. Și pe ficiori aveau steag, palțâu. Și la noi așa că dacă fost și unguri, apoi palțâu, știi? Cu prime, cu sasău acolo deasupra, cu hârchie, că atunci era hârchie la stelaje și încrețâtă și pusă și cu zurgalamă și scuturau de numai. Așa pe mereu la mire, așa pe de acolo mereu după nănaș, pe drum. Așa pe chiuind, corind, cu oiejile în mână cu jinarzul, mereu la mireasă. N-o luau mireasa, o îmbălțau, îi puneau balțul pe cap și apoi de acolo vineau la biserică și se cununau. Și atunci se făcea și la sfat și la biserică. Și apoi după ce era gata cununia, apoi mereu pe drum în jos, la șură, la mire. Era cămin cultural și de-ale. În șură, acolo, un col și puneau cortul și se făcea acolo. Și apoi să petreceau și să juca și apoi acolo să mai întâlneau și alții. Nu, mă, și aia este așa de corceie și corceie și păi și aia fac uspăț. Nu, mă, iar avem uspăț în sat. O fost faien, o fost faien. Și-o fost șezătorile iarna și acolo iară să întâlneau. Nu, în postul Paștilor. Pacea e urmă în postul Crăciunului, fetele puneau război, mereu ficiorii Doamne Sfinte să le facă țăj la sucală și... Cum era cu muzica la nunț aici în zonă? Păi avem cecherașii... Erau cecherașul satului? Păi era nu era chiar de la noi din sat, că era din al doilea sat, din Așchileu Mare. Era unul Puiu și îi zice Puiu, Nițo și cu Carol. Gurdună, contră și vioră. Erau români sau erau țigani? Nu, bine, români nu ziceau atunci cu ce era camul. Țigani, țigani. Țigani. Dar erau țigani de aia mai domnișo. Mai școliți. Mai școliți o țără așa, păi, pe aceea îi băga ca aia foarte fain, zice. Nu mai zic camul, ia ba pe noche și pe... Nu mai este cetera așa aia care... Ați zis mai devreme că românii nu cântau la cetera. Mai de mult era o rușine să cânte românul la vioară, la cetera. Păi zicea că cum să zic cu cetera, că doar numai țigani zic. Și apoi am stau în stare să tă la cetera să șie. Dar a fost foarte fain atunci că vor numai trei cetera. Dar era joc cu joc, până se desculțau. Și jucau de sculț în șură, și apoi era pământ, și apoi era așa, mai denivelat acolo, nu era oblu ca amul pe greții ăștia. Și jucau și să vedeam că jocă fain bărbață. Am nu știu juca, nu știu juca un ceardaș. Nu știu, ia va măr la uspăț, când au început fedeaule, s-apucă de zbâțăit,
Și am un mol lălăiesc. Numai. Apoi eu merg la nuntă, vii obosită, dar vii la cap obosită. E tătă minunea. Dar atunci gândeai că tătă auzi ce era încă schignea. Și apoi dacă te depărtai de șură, să vezi cum se auzeai dimineața. De fain, de ziceai, oi, mai stau o țără. Nu te săturai, dar mu, când e colo pe la 6 ceas, la oare nu merem acasă, că moșa m-a săturat acolo, nu mai aud nimic, pe acolo nu mai poți. Dar acolo era în șură, așa, pe mereu cu cinstea. E cinsteu. Pe ce era atunci? 125. De aia vechi, 125 de lei, 150, care pune 200 de lei. Trebuie să fii înstărit, să poți spune. Da, nu. Și apoi ducea un colac fain, așa făcut, cu pasăre pe el, copt în cuptor și pe plev. Și deasupra apoi pune o față de masă, ori pune un laboș, ori pune... care cu ce gândea să-i cumpere, să aibă mireasa, Doamne Sfinte, la casă, dacă nu, să duce la socră, să aibă vasă. Și apoi feță de perină, și apoi lepedeaua de lână-i da, mătușile, plopon s-au crăsa, îi da măsa, îi da rând de hane, așa, să cinste, nu ca așa mă cu plicul, mere cu vedrea. Și da în vedre și țângăle vedrea și cechierașul scârțăie cechieră, nu, aici altă cinste mândră și frumoasă de la un alt împărat, Alexandru. Vedrea e vidăra, găleata, ca să înțeleagă ascultătorii. Da, bă, la noi vedre. Vedre, să zice. Vedre. Să strângeau banii sau blicul? Nu plic, du-te întreabă plic. Și știu atunci de plic. Nu plic. Acolo îi scotea din jeb, de la căbat, așa își băga mâna și închindea acolo cu mâna și da la taroste. Și apoi taroste și apoi când se găta, apoi merenă nașul și cu mirele și numărau banii și cu socrii. Și apoi socrii pune la jeb, nu? Că pe amul dacă mereai de noră, erai noră, n-aveai dreptul la tăche. Că așa amul banii sa mirilor și mă și-și cumpără casă. Că-și cumpără mașină. Stau luna de miere, am să... Atunci, nu, dar oare ce îi dă? Nu, doar îi zice, îi dă o vacă, nu, îi dă o mânză, știi, oarecum așa, să apuce la găzdușac dacă n-aveai, da, ce... Da. La altele le da câte 2 diboli. Să dădeau lucruri din astea la care să înșeapă și doi, da, 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 să înceapă în lume, nu. Și apoi, părând, îi da de chilin, dacă avea 2 căs, bătrânii în casa dinainte, că așa era primit, că erau bulibași și vieță tineri acolo dinapoi. Și apoi socrile merea în casă și durneau întărnați tinerii și au fost. Da. Natalia, ai prins vremea când se duce zăstrea mirese la mire cu căruța? O fost și la noi, în car. O fost, da, în car. No, și apoi după aia, după un pic de vreme... Da, apoi... Ați prins? Am prins. Și cum era așezată zeastrea în căruță acolo? No, bine, pe era, dacă era găzdoie, avea ladă. Uh-huh. Și apoi ladă și păstă ladă să pune pirinile și așa, să duce cu carul. Apoi dacă la socri nu li se gempăreau aici, apoi zice, no, ai băgat carul și ghibolii în ocul. No, îi lași aici dacă nu întorci ce înapoi și ți-o du. Păi au fost multe, atunci au fost mai multe camul. Am o să iau la o lată din dragoste, iau bani, iau mașină și apoi mă și să despărțesc. Dar atunci era mai cu cântec. Să făceau și nunți unde de fapt familiile, părinții le organizau? Da. De s-a întâmplat. S-a întâmplat că numai paie să-mi o duc și lui o fă drag alta. Și o dus și tot bine și i-o țipat-o în plot și după aia el noaptea merea la alta. No, și o fost. Da. Nu intenționat am dus discuția spre partea asta. Acum pe sticlă, să spun așa, să scot la suprafață lucrurile din vatra satului, numai lucrurile faine. Dar până la urmă trebuie să subliniem faptul că și țăranul din vatra satului a fost
să zic așa, umblători din floare în floare. No, bine. Și se mai făceau și alții și alea. Nu era atâta de curat și atâta de stâlp de biserică, cum ziceți. Nu a fost ușe de biserică și atunci s-au făcut. S-au făcut scăpări. Nu, și le-au făcut pe câte una gre. Da. Nu, și cota s-o ducă și apoi o duce. Nu, și apoi nu mai ești cei. Una în câine și trei în iec. Apoi, Doamne, Sfinte, ți-ai dat de abocă și apoi am rabdă și apoi s-au crăsat duce și hai și îndurat-o de acele fete, știi, care au fost mai ușoare de minte. No, dar șamu sunt așa. Șamu sunt. Și practic, de la zeastea care o primeau la nuntă, de acolo plecau tinerii în lume. Apoi de acolo plecau, care rămâneau în casă, era ficior singur sau își ducea de jineri. Apoi tot rămânea acolo, găzdușagul, știi, și se ridica mai repede. Și apoi dacă te-o îndărat două de locuri, știi, dacă îmi dai locul ăla de acolo și de acolo, dacă nu mi-l dai, ține-o casă. Să-mi plătească coda albă. Și era vorba. Nu. Și apoi să străduia viețul oameni și le dă locul care îl cere. Revenind un picuț la nuntă, erau în cadru nunță diferite obiceiuri. Astăzi, așa, un obicei mai cunoscut, care e folosit la ora actuală în cadru nunță, e folosit mai mult ca și un eveniment sau un moment surpriză. E vorba despre strigatul găinii, despre obiceiul găinii, când s-a împărat găina. Despre obiceiul respectiv. Practic, cam asta s-a mai păstrat în ziua de astăzi, din tot obiceiul ăsta, anunță. Strigatul găinii. Da, atunci se stă oi. Care ăsta, la ora actuală, e așa, un moment mai aparte, surpriză, să zic așa. Da, da. Atunci, dacă era găină naș, apoi două găini, și apoi să vezi, după marginea, pe deale chiuituri. Aici am vrut să ajung. Vă amintiți câteva chiuituri? Nu, da, pe cu prostii dă-mi pace. Nu mă face de mine. Da. Nici cu gândul n-am gândit de suma să ce-o ieșit. O încățăl îmbrobodit și ala vres a ciufuli. Apoi, tași tu hulă spălătură. Erau tot felul de strigători. O, Doamne, fier și nu lăsa. Dumnezeule, noi. Da. Ananașule costura să le-a stup la este gura. No. Și apoi așa, zâse și apoi râs, nu, și... Când se străga la găină, se străga cu șederașul, nu? Da, cu șederașul, da, musai. Da. Cu cecherașul, sigur. De striga socășița către nănaș și pe urmă înturna nănașul către socășița. Și apoi ajungea de mere până la masa mirilor și scoală-te nănașe în picioare și să te văd cât ești de mare și nănașule, uită-te bine la găină, că nu-i găină, că-i cloșcă de pe ouă și așa. Și apoi să-mi plătești găina și nu știu ce, nu, și apoi nănașa ori își băga muiere, ori chiuie, dacă era o țără mai apucată, mai schitașă o țără. Și apoi chiuie, știi, cam trăje pe 12 și apoi asta, apoi mulțumim și că, Doamne, simte bine că mi-o ai plătit. Mulțumim și... că ne-ai chemat, că bine ne-o ați plătat. Asta era când era acasă. Asta era finalul. Finalul, da. No, și apoi să juca, a fost joc fain, știi, joc la ospăț, joc fain. Am vrut să mai îmbăta câte unul și îl ducem o iară acasă. Nu, o trăznească-l Dumnezeu, zice, că ăsta mi-e s-o săturat. No, și apoi avea un ceaie, zice, povesti. Așa da. E, după tăte ceva. Povesteam într-un sat tot așa cu o bătrână, de exemplu, atunci când se strigau banii, darurile, la nuntă, ziceau că de obicei se deștideau ferestrele la cămine sau la casă unde se străga și ascultau vecinii și a doua zi grăia de în stânga, în dreapta, câți bani au pus, cât și ei au dat. Păi și aici se străga în gura mare în șură, știi, și era în ocol. Așa, în ocol. Se saluda. Și se auzea strigătare, știi, și dădea cu mâna aia așa în vedre, știi, Doamne, Sfinte, să tacă cam o... Nu, pe când ajunge, mai chema pe secretariu, pe președintele, mai... Nu, și așa, păi când a fost colectiv, a fost brigadir și... Nu, păi,
domnul brigadir, că atunci cu tovarășii și cu domni și... Nu, să străga, să auze, tătămea, nu, ala nici cât o pus, nu, nu, ce la cât o pus, nu, cât o pus, nu, așa, că mâncă era 500 de lei, atunci aia avea 500, nu, păi 500 o pus, nu, 300 o pus, ni, i-o dat o rotie, nu, așa, ni, i-o dat un laboș, i-o dat un bailing, nu, i-o dat lingură de lua din oală, strecurătoare, răzătoare, nu, așa, așa a fost, a fost... Ce știu, gândești că a fost mai cu viață, mai trăite. Amu, stăm și ne uităm și ne minunăm. Amu-s mai pudărite, mai plasticate. Vai de mine și de mine, Doamne, că am ajuns și eu de... O venit să mă fardeze, că m-am filmat și eu. Am făcut un videoclip cu Pepe de la București și o venit să mă fardeze. Am zis, dați-mi pace, zic, nu mă, că știți că moșculez în crama. Nu, tanti, nu, tanti, că trebuie să te faci. Și apoi m-a făcut, cum am zglava izdeala. Am stat așa și m-am uitat în oglindă, nitu, că nu-i rău, așa feștită, dacă ai o țără de față. Da, păi, dar pe minunile și pe ciuhele ale, dar orice îi pune pe ele. Și ei pune mult din pat arât. Tăt hâges. O, țucut sufletul. Nu, no, dar la noi, fetele, avea un sori, cum să zice, un sori, să salvească. Toată lumea erau fetele la sapă, le sufla vântul, le, să negreau, nu, la pas să și albe o țâră, să le stea bine în frama, nu. Și apoi să mai dea, de, cu o țâră de un sori, cu o țâră de isică. Isică? Isică. De unde o aduceau? De la farmacie. De la farmacie, să găsăm. Și pudăr, nu să zice fard. Pudăr. Pudăr. Dar nu se fește nimeni pe lângă ochi albastră, burdu și verde. Nu, și sprâncenie, și pe buză. Da, duc-i-n treabă. Să mai da cu pudăr și cu zigozinc. Era oarece cremă nivia. Știu-o Dumnezeu că îndără... Nu, și-a pe acolo să mai da și să alie o țără. Păi doar să vede pe obraz. Nu, asta zice, pe gros l-o pus. Era o strigătură la jocul satului, și-o luat mândra pudăr roșu, sau și-o vândut mândra cu coșul și și-o luat pudăr roșu. Nu știu cum de a ta s-o uns, că până azi nu i-o ajuns. Așa, 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 nu. Da, revenind la nuntă, vă mai amintiți când se făcea aici la Chinteni, când s-a făcut de fapt ultima nuntă tradițională, așa mai cât de cât? Da, e mult. De multă vreme. De mult. De mult. De mult. De mult și vin la cununia și la primărie și de aici măr pe jos până la biserică. Și apoi își pun curun. Motorești să duc în Cluj. Apoi ce știu, măr până grădina botanică, măr până parc să filmează și apoi ajung pe la nuntă pe la 3:30. No, apoi după aia le dă ca locomotiva și una după alta mâncările. De bine, nu știi că ai fost la ospăț. Dar atunci să face leve și de găină și păi, friptură și apoi după aia sarmale și... No, nu știu dacă s-ar găsi oare cine să întorcă rota și să fac un uspăț așa cum a fost atunci uspățul. V-ar și drag să vedeți un uspăț așa. Ai de mine, cred că eu și prim acolo să mă apuc să le ajut de la socăcită. Să fac tăiței, să fac, vai, să mă duc acolo. Dar păi nu știu ce să spui. Că apoi s-a făcut ultima dată așa în cămin, s-a făcut mâncarea. S-a făcut mâncarea așa acasă și s-a dus la cămin. La căminul cultural, știi, era mai ușor, nu, că nu era atâta mizerie acasă. Dar atât era, că doar vine câte 10-15 socăciță, știi, nu, la ale să le dai de mâncare. 3-4 zile, după aia acolo la cămin, după aia să-l strângi, după aia să faci cu socăcițele, nu, să speli vasele. Cred că cam de 25 de ani. Înainte de Revoluție, atunci au mai fost făcut așa uspăț, să vie la sfat, să meargă la, și de acolo să meargă pe jos la cămin, știi? Da. Erau și călăreți pe aici, să împânau călăreți cai? Păi că mereu l-a chemat pe sache. Să mereu l-a chemat pe sache. Ui, se duceau cu chemătorii, sigur, își puneau pe cal lepede un flori și cu șeșii, cu
palțău și... Cu câte zile înainte de nuntă se dușea? Cu o săptămână. Cu o săptămână. Cu o săptămână, duminica înainte de uspăt, uh-huh. Mereu și chema. Dar pe amuteamă cu lună. Da. Amuteamă cu lună și cu lună și jumătate, că pe atunci a fac uspăț. No. Am într-adevăr, am mai mulți bani, dar atunci o fost mai puțin și toată lumea mor la uspăt. Da, păi mamă, hai să merem, zice. Doar odată facem iar asta un colac și cumpăr acolo cinste și doar îmi pune un 200 și noi. No, după aia ajung la 300, după aia la 4, după aia la 5. O crescut. Și apoi o crescut până la 1 milion, apoi de la 1 milion o zburat drept în 5 și în 10. No. Dar atunci se duce și merea și cu caii. Am o 50 de ei, dar bărbatul meu, când avea neamuri în Coruș, știi? Apoi, nu, care aveau neamuri prin Coruș, pe Mereșii, cu caii, pe stădeala, pe aici, și vineau de acolo, nu, că a fost o chemat. Da, înainte de nuntă, de exemplu, la Bistrița, înainte cu o săptămână, se face tocneala. De fapt, înainte de a se căsători cu ceva vreme, se face tocneala. Să făcea și aici, un fel de logodnă, să zicem, așa mai pe a, păi când merea să ceară, pe amul atunci să ceară, pe amul era ca și legată. Ca și legată, da. Ca și legată. Și nu se lăsa cu joc, cu voie bună, nu, cu petreștere, nu se lăsa. Nu, nu, ca pe numai auzeam după o zi, două, nouă, zice, asară, zice, duminică, seara, ce-o fost de ocerut, o fost de ocerut. A, s-a auzat până în sat. A, păi după aia s-au zis, sau, uh-huh. Nu, pe sară mărg, aici zice, s-o ceară, pe Anuța, pe Maria, pe, nu, care era, na, păi erau alții care fugeau, nu-i lăsa tată s-o și măsa, și se înțelegeau și fugeau până Cluj, sau fugeau la o mătușe în Popești, sau în Coruș, sau în Gheuș, și apoi sta acolo câte două, trei zile și mereu părinții după ei și aducea acasă. Mi-a dat ducea la oaltă, că n-avea ce face. Nu, dar ce-or și făcută, nu. Apoi vine o aceea la cine a fost și mă, hai, dar mă, și după copiii ăștia, mă, și nu și sproși, mă, doar așa, doar, știi, cu vorbă bună. Nu au băgat ar dracu în tine, nu mă ține acolo, n-are ce cota ce-ai, mie nu-mi trebuie de nora ce-ai. E, dar pe doar că o să se îndoie, ca șerul, și șerul se îndoie. Nu, și așa era. Tot la noi la Bistrița mai era obiceiul că mireasa trebuia să facă cămeșă la mire. Era și pe aici? Nu. 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 Aici își făcea mirele, îi făcea hane nouă, cizme, nădraș pricioș, cămeșe de era și laibăr, mireasa rochie albă, șurțal. Așa era la noi. Și vara și cu cizme mireasa, nu păpuș cu toc. Cizme. O, cu două cusuturi cizmele și cu tureac și nu pe aia vini cu o cusătură și mai cina și cizme. Nu. Eu m-am mărit iarna, când o fost mai frig, în februarie. De mine o îngheța nasul. Aia mirea s-a fost eu. Dar ce știu ce-a fost, eu nu put, n-am putut sta până vara. Am și uitat. Câți ani ați avut atunci când v-ați mărit anii voastră? 17 și... jumătate. Nestul e tânără. Foarte tânără. Păi o gândit că să nu mă piardă. Ba Alexandru o gândit. Da, că au fost patru ficiori. Și apoi așa au cotat sofră mea, că sofră mea a murit, așa au cotat să îi împrăștie pe unii fete cu casă. Doar dacă nu, trebuie să-și facă casă. Și neata le-ai fost singură la părinți? Eu singură. Singură. De așa aia înseamnă acolo că a murit. Eu doar sigur, doar umbla după mine ca după ou, să nu mă sparg. Și mi l-a plasat aici. Da, de-am vrut, de-am vrut, am fost tânără. Nu-i vorbă că din paie o fofaie, nu pot să și-o știu juca de păi, mama focului. Multe aș fi vrută să le joace, dar au fost și sucita ăsta meu, care au văzut că au treabă și de ciudă pe mine. Nu le-au jucat. Nu le-au jucat. Mi-a fost răcumață cu să vă înțelegeți. Am lăsat unul după celălalt. Ați lăsat unul după altul. Păi de bugători m-am putut despărță de 100 de ori, țu cu sufletul. Și până o fost mai tânăr, tare bine ne-am aflat și tare bine a fost. Că dacă ziceam stăie cu capul în jos și picioarele în sus, așa stăte. Și respectată și unde am mărs, n-am avut ură, nu ne-am petrecut, am jucat, n-am...
Am venit acasă, n-am fost mânioși, nu ne-am aruncat vorbe, că nu, mă, tu te-ai dat la aia sau pe mine că m-o strâns, oare cine să zică, nu, tu, dar de ce te-o strâns ala, nu, tu, nu. Am u că o bătrânit, am u s-o dilit mintea, am u dă-l în păcatele lui, ce să fac cu el, nu, am u că o să-l răbd așa cum e. Așa e. Zice că la bătrâneță li să zăhăiesc de pe hăizaș, nu. Zău lui Dumnezeu, că cu oricine povestește, o, du-te, lasă și pe ăsta, meu, cam așa de suca, și nu-i place nimica. Povesteam așa de bărbați, dar fetele, femeile, cum erau mai de mult fetele? Care era de treabă, tăi de treabă, erau și cinstite, care erau ca așa, mă, ca așa, mă. Bineînțeles că erau și oi negre, să zic așa. No, bine, oaie cu furită, tătă turma, ți-o cufrește. No, dar atunci a fost mai mult respect și mai multă rușine. Mai multă rușine. Mai multă rușine și nu întorceai vorba. Dar nu le poți porunci. Nu le poți porunci, mă duc acolo, viu de acolo, asta o fac dacă vrea face, dacă nu, nu, și apoi părinții cum îți și din ziua de astăzi, s-a stupe. Dar lasă margă și-și petreacă, dar am ui vremea. Nimeni nu zice că să nu-și petreacă, dar n-au limită. N-au limită. Atunci, dacă ți-o spus că la 9 ceas vii acasă, apoi la 9 ceas ai fost acasă, dacă o zvi și țâp hainele ale și nu stai cu ele până mâine dimineață sau până la 12, cel mult 12, unul e la joc și care a avut drăguț, aia da, stăte și o aduce drăguț o casă. De acolo sta mamele rotă pe scaune și făcea jibibe să scăpau și stăteau cu fetele și le vedea cine le joacă și ședeau lângă măsa și stau la măsa în brață. Și nu, o fost. De multe ori trebuie să meargă și ori să șeară de la măsa. Oi, 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 dar sigur, dar sigur, dar sigur, dar sigur.